Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit! Azi, împreună cu Bim Brașovul, avem o emisiune prin care vrem să aducem în casele voastre informații, noțiuni, întâmplări, povești despre viață. Grupul Bim Brașovul este prezent în Brașov. Pasiunea pentru business and living, legislație, economie, media și televiziune, cultură, artă, somelieri și multe altele, au dus la înființarea cele mai cunoscute și apreciate mărci înregistrate a județului Brașov. Iubim Brașovul este un grup coordonat de oameni pasionați, fiecare dintre noi având alt job, dar pasiunea și dragostea pentru Brașov ne-a dus împreună. Avem peste 140.000 de membri unici organici și rămânem fideli proiectelor dedicate comunității de la Poalele Tâmpe. Vrem să contribuim la viața culturală, socială, academică, la nivel local și, de ce nu, și național. Mă numesc Elena Roșu și voi fi gazda dumneavoastră care va modera întâlnirea de astăzi. Astăzi suntem prezenți la Doripesco și avem ca invitați pe doamna Ruxandra Coc, director executiv Doripesco, și doamna Carmen Gabrilescu, food strategic Doripesco. Bine v-am regăsit, doamnelor, bine ați venit! Bine ați venit, ne bucurăm să vă avem alături de noi și facem împreună o croazieră prin istoria Doripesco. O croazieră care a început acum 25 de ani. Practic, numele Doripesco vine de la Dorin Crisbășan și cu Pesco. Dorin este directorul general al companiei Doripesco și fratele meu. Așa că pot să vă spun cu drag, m-am alăturat echipei Doripesco și avem o familie extinsă care a început cu 2 angajați, dar a trecut de peste 220 de angajați acum. Ce face Doripesco? Doripesco este prima companie românească construită pe principiile pisciculturii multifuncționale, mai precis un sistem integrat între producție, procesare și comercializare. Doamna Ruxandra, vreau să vă întreb, ce este diferit la Doripesco? În primul rând, vreau să știe telespectatorii noștri de ce și vreau să știu de ce este diferit, pentru că vreau să le dăm informații concrete despre ceea ce ne poate oferi Doripesco. În primul rând, faptul că suntem situați în centrul țării și avem fermele de producție, 4 ferme de producție foarte apropiate de secția de procesare, certifică faptul că aducem cel mai proaspăt pește direct din baltă și, așa cum ne place nouă să spunem, din lac în farfuria dumneavoastră. Cu siguranță peștele autohton proaspăt are foarte, foarte multe beneficii. Avem mai multe tipuri de pește, adică eu mă păstrăm, întreb și eu acum, că vrem să informăm. Avem 2 ferme de crab și 2 păstrăvării. Într-una, în afară de păstrăv, avem și sturion și deja am început și eu o producție de păstrăv somonat. Deci numai lucruri bune se întâmplă la Doripesco. Avem pe masă câteva din produsele Doripesco. Bănuiesc că nu sunt toate. Nu puteau fi toate, gama este foarte largă, dar am ales câteva dintre cele pe care le avem listate pe plan național la mari retaileri. O să îmi permit să o întreb și pe doamna Carmen acum, ca să nu o lăsăm stingheră printre noi, așa, să nu stăm la o discuție la un pahar de apă. Avem apă Armonia, ce ne dă putere să vorbim. O să întreb acum, doamna Carmen, știu că sunteți aici pe o poziție de food strategic. Ce puteți să ne spuneți despre această poziție pe care o aveți în această firmă? În primul rând, sunt așa de bucuroasă că suntem la Delta din Carpați. Îmi place foarte mult lucrul acesta și e un branding așa de frumos lucrat, de oameni buni, de o familie. Iată, încă o dată se dovedește că zona aceasta de business autohton, făcut din inimă, e foarte important și de aceea chiar și ei au reușit. Eu sunt doar un suport, un vehicul pentru ceea ce înseamnă această gamă. Vedem o gamă completă și destul de complexă și foarte, foarte interesantă, bazată pe foarte multe produse legate, în afară de peștele propriu-zis, afumat,
Știți că noi românii nu consumăm foarte, foarte mult pește, dar echipa de la Doripescu asta încearcă să facă, să crească categoria aceasta de consum. Iar rolul meu este acela de a puncta zone de inovație, în primul rând targetând consumatorul care ar vrea să încerce, dar nu știe cu ce să înceapă. Ceva nou? În primul rând trebuie să încerce ceva vechi care rămâne mereu ceva nou. Deci zona de salată de icre, trecând peste faptul că are un gust foarte bun, vorbim și despre un aport de icre de 27%. E foarte important lucrul acesta pentru că de obicei 15-16% regăsim în alte salate. Și cum vă spuneam, un gust bun, tot efortul unei echipe este înăuntrul fiecărui produs. Dar și vreau să-i mulțumesc frumos doamnei Ruxandra Coc pentru că m-a luat în această echipă. Vrem să aducem pe mesele românilor niște produse care targetează mamele și copiii. Aceasta este, nu putem să vorbim foarte mult acum, dar este important să știți că zona strategică de dezvoltare pentru produsele acestea din pește este foarte frumos abordată de echipa de la Doripescu. Mulțumesc frumos, doamna Alexandra. Acum trebuie să ne povestiți despre produse. A crescut producția de când ați început? Ați văzut vreo creștere? Cu siguranță consumul de pește este în creștere de la an la an și ne bucurăm foarte mult să vedem că toate eforturile noastre de care vorbea și doamna Gavrilescu nu au fost în zadar, au dat roade și parcă cu cât se consumă mai mult pește, cu atât crește și apetitul și curiozitatea și sunt sigură că și noi vom fi din ce în ce mai sănătoși. Nu contează lucrul acesta, se spune că peștele este o carne albă și care un aport calorii foarte bun pentru organism, din câte am citit și eu. Nu pot să zic că nu-mi place peștele pentru că vin dintr-o zonă de pește, unde se consumă pește. Și atunci pot să vă spun doar că am încercat produsele dumneavoastră, nu toate, nu că vă fac reclamă, dar sunt chiar ok și chiar îmi plac. O să vă rog să-mi povestiți măcar câteva dintre ele, să ne arătați produsele care aveți pe masă, că vă rog frumos. Sigur. Salata de icre de crab, cea de care povestea și doamna Gavrilescu, este într-adevăr produsul pe care noi îl avem în top și este, cum ne place să spunem, cartea noastră de vizită. Evident, atunci când a fost construită rețeta, am ținut cont doar de ceea ce poate fi mai curat, exact cum se pregătește și rețeta tradițională în bucătărie. Deci icre, ulei, zeamă de lămâie și nu conservant. E curată, e bună și cu siguranță poate fi consumată de absolut orice consumator, de la copil până la vârstnic. Și într-adevăr, procentul de 27% icre de crab o fac să fie acolo în vârful vânzărilor. Pot să confirm lucrul ăsta. Și adorată de consumatori. E important lucrul acesta. Ne-am orientat în foarte mare măsură spre ambalaje de sticlă, borcane, pentru că ajută foarte mult la termenul de garanție, iar toate produsele au în comun faptul că sunt exact cât se poate de naturale, deci nu conțin conservant. Să vorbim despre indicația geografică protejată puțin, dacă se poate. Așa este. Doripescu a fost compania care a obținut primele atestate de produse tradiționale la 6 din produsele noastre, respectiv la bagheta Doripescu. Este un produs afumat foarte iubit de consumator. Dintre toate afumatele, acesta are vânzarea și rulajele cele mai mari. Avem batogul de Novac și Novacul afumat din Țara Bârsei. Cu mândrie pot să vă spun că este primul produs pescăresc care a obținut indicație geografică protejată,
Iar faptul că la nivel european avem un produs cu un standard de calitate atât de important ne face să fim foarte mândri că am contribuit și noi cu ceva ca România să aibă mai multe produse. Practic a fost al treilea produs cu indicație geografică din România. Foarte frumos! Sunt mândră că fac parte de... E important pentru că e un sistem de calitate european. E foarte important lucrul acesta și iată că pe mesele europenilor poate să stea un produs din România. E mare mândrie. E mare mândrie și e mare multă realizare, mare realizare. Și foarte multă muncă în spate. În spate este o muncă uluitoare. E o muncă uluitoare de câțiva ani. Foarte multe analize, foarte multe cercetări la nivel european. Sistemele acestea nu se acordă așa, nu se acordă ușor, dar Comisia Europeană, în urma tuturor analizelor și evident a poveștii, ca să fie o indicație geografică protejată, e important să fie un produs, dar are nevoie în spate și de toată povestea și de tot gustul și de tot ceea ce înseamnă zonă de analize care demonstrează calitatea acestuia. Pe vremuri mama îmi trimitea la facultate borcane cu pește marinat. Am văzut că aveți ceva în produsele, din produsele dumneavoastră. Aveți ceva? Da, avem două game. Una care este concepută pe crap, fitofag și novac, cum este zacusca de pește cu ciuperci, foarte îndrăgită în această perioadă a anului, în mod special. Picanteria pescărească, iar iubitorii de vin o consumă cu foarte mare plăcere pentru că merge atât de bine vinul după acest sortiment. Și evident avem și acele chifteluțe marinate, sosul fiind identic cu cel al sardinelor. Este un produs foarte iubit de consumatori. Iar v-am adus câteva din produsele din păstrăv, specialitățile noastre. Aceasta este o marinată din păstrăv, rețeta clasică, dar avem și inovații. Avem o salată din păstrăv cu broccoli și cu porumb. Avem aici o salată pescărească din păstrăv cu sos salsa. E ușor dulce, acrișor și ce pot să vă spun este că fiecare în țară unde am fost la târguri și am participat la numeroase expoziții, am putut să observăm o orientare a consumatorului spre anumite gusturi. De exemplu, în Dubai, pe primul plan a fost pentru ei, au iubit foarte mult crema de păstrăv cu unt și acest produs, salata din păstrăv cu sos salsa. Chiar vreau să vă întreb de mersul la expoziții și dacă ați prezentat produsele și ce succes ați avut în anumite zone. Cum a spus, probabil că în Dubai s-au preferat acele două, dar bănuiesc că în alte zone sunt altele preferate, ca în funcție de fiecare cultură gastronomică, să zic așa, fiecare țări. Corect, diferă de la țară la țară. La noi, la români, este foarte cunoscut ca la orice masă festivă să avem salata de icre, să avem salata de vinete, salata de băf. Și iată, Dori Pesco a propus pentru consumatorii care nu sunt foarte obișnuiți cu un gust accentuat de pește și acest aperitiv de păstrăv cu fulgi de migdale, care este aparent o salată de băf, dar pe păstrăv. Vă recomand cu mare căldură. Aceea nu am degustat-o, dar vă promit că o să vă gustez. Sigur, promit imediat după ce terminăm emisiunea. E importantă și prezența la târgurile internaționale și la târgurile naționale în principiu. Dar târgurile internaționale întotdeauna te provoacă. Asta ni se întâmplă de câte vedem și înțelegem un pic culturile gastronomice cărora ne adresăm. De obicei, noi suntem învățați, asta știm să facem cel mai bine, asta putem să oferim. Dar ați văzut din ce a prezentat doamna Ruxandra versatilitatea gamelor de la Dori Pesco. Este foarte, să știți că este foarte important să ai această avangardă în a deschide piețe, pentru că
e destul de greu să poți să investești, pentru că sunt resurse, în primul rând financiare, sunt în spate resurse umane. Iar ceea ce se întâmplă în fabrica de la Doripescu e foarte interesant, pentru că foarte multă manoperă, foarte mult handmade este în spate, da? Și rețetele la fel, păstrate curate, simple, relevă ceea ce fac oamenii aceștia. Au o istorie, au o tradiție pe care o pregătesc și o duc mai departe. E foarte important acest lucru. Deci atât statele care l-a primit Doripescu la lungul anilor, nu? Pentru că având istoria și munca în spate, v-a premiat cu acele. Da. Mi-a plăcut foarte mult și prezentarea dumneavoastră de la început și mi-am dat seama că punctul nostru comun și inclusiv al meu cu doamna Gavrilescu este exact acesta, pasiunea. Întreaga noastră echipă e caracterizată de acest lucru, pentru că altfel nu poți să faci lucruri cu atâta bucurie și să aibă succes dacă nu presare acolo în toate ingredientele multă pasiune. Da, asta am văzut și eu, că pasiunea este foarte importantă. Ce faci cu pasiunea iese foarte bine, chiar dacă necesită timp, necesită muncă. Acum vreau să vă povestesc un pic sau să-mi povestiți, pentru că suntem într-o locație deosebită. Suntem într-o locație care chiar te încântă și pe lângă că te încântă cu aerul ei, nu zic că este un aer bonom din punctul meu de vedere, poate greșesc, nu mă pricep foarte tare la design, dar te încântă foarte mult, este și pentru consumator și pentru protecția consumatorului, pentru protecția celui care vine și consumă la restaurantul Corabia. Restaurantul Corabia se găsește pe drumul în Feldioara, pe drumul spre Târgu Mureș. Este la 24 de kilometri de Brașov în direcția Târgu Mureș, deci suntem pe DN13. Iar în această locație, acum 20 de ani, am construit primul restaurant pescăresc, cel care era foarte cunoscut tuturor consumatorilor pentru că avea o formă diferită, deci erau acele două cupole. Dar fiecare dintre ele aveau cam 70 de scaune, deci de locuri la masă. Prin urmare, de foarte multe ori rămâneau clienții noștri în parcare mult timp să aștepte să rulăm clienții. Iar Corabia Doripescu practic a venit în întâmpinarea nevoilor clienților și ne bucurăm foarte mult că acum putem să oferim o clădire impunătoare. Avem 350 de locuri la masă. În siguranță suntem aici cu toții. Având atât de mult spațiu, este cald, este bine și îi așteptăm cu drag să revină. Deși anul trecut a fost foarte greu și am avut și perioade când a fost închisă, acum se pare că revenim la normal. Ce pot să vă povestesc? Clădirea este sub formă de o corabie. De departe se vede ca și cum ar fi, ca și cum ar pluti pe câmpurile din Transilvania. E foarte frumoasă senzația. Acum depinde de fiecare anotim în care treci pe lângă această corabie, așa că nu ezitați să intrați, să mâncați un pește sau să consumați ceea ce doriți dumneavoastră, că este foarte bun. Acum vreau să vă întreb că și restaurantul, în general, orice restaurant înseamnă neapărat că este corabie. Da. Dumneavoastră în mod special, pentru că este vorba de pește, este nevoie de șeful tătare, este nevoie de munca din spate. Văd că avem pe masă un platou. Puteți să ne povestiți un pic despre el? Bănuiesc că este ceea ce serviți, pot să servească consumatorii când vin la noastră, nu? Într-adevăr, consumatorul, înainte să comande orice, s-a obișnuit să comande un aperitiv pescăresc. Restaurantul Doripescu nu servește doar mâncare exclusiv de pește, pentru că există persoane care preferă vita, preferă puiul, preferă porcul, cu siguranță avem din fiecare sortiment, pentru toate gusturile. Dar, indiferent ce comandă, măcar un aperitiv pescăresc, fiind aici la noi, totuși comandă. Despre produsele pe care le aveți în față, aș prefera să o invit pe doamna Carmen Gavrilescu. Este o premieră, abia au fost create ieri, suntem extrem de bucuroși. Doamna Carmen a făcut o echipă extraordinară cu colegii mei,
cu Raluca, cu Leo, cu Ramona, cu Sorin, cu toți cei care au creat acolo alături de dânsa. Și atunci când aceste ingrediente au fost perfecte, rezultatul este astăzi pe masa noastră. Și sper eu, în ceva timp va fi și pe rafturile retailerilor, după care și pe mesele dumneavoastră. De-abia așteptăm, doamna Carmen, vă rugăm. Așa cum vă spuneam, încercăm să aducem alături de noi non-consumatorii, dacă putem să spunem așa. Tot ceea ce vedeți sunt paste tartinabile, foarte ușoare, spumoase, care au ca și bază peștii despre care deja am vorbit. Vorbim despre păstrăva afumat, vorbim despre păstrăva ardelenesc afumat, vorbim despre novac. Nu vreau să anticipez și n-aș putea să dezavoiez foarte, foarte multe lucruri, dar, cum v-am spus, targetăm în primul rând mamele și în fundal copiii pentru un consum din acesta responsabil, pentru că știm ce înseamnă peștele, știm ce valoare are și mergem exact în trendul pieței, pentru că în ultimul an E una dintre cele mai mari creșteri în partea de consum de pește. Deci avem un consumator care este pregătit, care așteaptă ceva nou. Și atunci Dori Pesco, cam cred că într-o lună de zile va putea prezenta, o lună, două maxim, va putea prezenta aceste produse. N-am uitat în fundal și ceea ce înseamnă adulții, bărbați și femei în egală măsură, cărora le place ceva, un gust puțin mai afumat, dar pus pe o bază destul de soft. De-abia așteptăm să încercăm produsele astea, să vedem cum sunt și dacă sunt foarte bune. Da, le-am pus în zona aperitivului, pentru că aperitivul întotdeauna deschide la români subiectul și al gustului și al băuturilor și al discuțiilor. Să revenim după această perioadă. Vă informăm că restaurantul este deschis și puteți servi aceste produse minunate la corabia Dori Pesco. Avem și un șef care le așează, le vedeți cum sunt. Wow. În spatele acestei munci, pentru mine da, este o muncă, că suntem bucătărese și gătim acasă, sunt convinsă, toată lumea gătește de ceva, dar niciodată nu o să reușesc să aduc, să fac imaginea care o văd acum pe platou. Câți oameni sunt în spatele acestei munci? Mulți? Sunt puțini? Doamne. Pot să vă spun că da, sunt mulți, au fost mulți și fiecare fost coleg care a fost alături de noi o perioadă de timp și a lăsat amprenta pe activitatea Dori Pesco. De aceea, ori de câte ori noi primim un premiu, desigur, simt că este al echipei actuale care suntem în formația la momentul respectiv, dar și la fiecare om care a fost alături și a pus suflet și a construit și a pus câte o cărămidă la această construcție. Doamna care era bucătar atunci când am deschis restaurantul acum 20 de ani este și în prezent bucătăreasa noastră. Ne place foarte mult să rămânem conectați la oamenii cu care ne întâlnim sufletește și le admirăm caracterul. Prin urmare, sper și doamna Carmen să fie până la 110 ani alături de noi. Dar mereu împrospătăm echipa și cu oameni care ne completează. Este minunat că suntem diferiți și fiecare își pune amprenta asupra progresului pe care Dori Pesco îl are. Avem din ianuarie un nou șef bucătar. E extrem de pasionat de ceea ce face, e genial. Am foarte mare încredere într-un viitor frumos alături de noi. Da, așteptăm ca să vedem produsele, să mâncăm și să degustăm produsele noastre. Da. Sunt pregătite. Da. Puteți să veniți să ne aduceți, vă rugăm. Vrem să vă prezentăm acum. Nu vă zic cum miroase, pentru că noi stăm lângă ele. Nu se poate transmite mirosul, dar e... Wow! Deosebite! Da, ne pregătim să aducem acea noutate și în restaurantele Dori Pesco, deși
un timp am fost decis să consumăm peștele din bălțile proprii, ne-am dat seama că de fapt cel mai important lucru este să ne ascultăm consumatorii, iar ei ne-au invitat un pic să ieșim din tiparul obișnuit și să mergem și spre fructe de mare. Aceste produse le veți găsi foarte curând în meniul restaurantelor Doripesco, deci avem fructe de mare, paste, tagliatelle cu shrimps, iar ultima salată, această minunăție este de fapt această minunăție. Dar după imaginația, scuze, după imaginația celui pe care o gătește, uitați ce a făcut șef bucătar. Este o bază cu vinete proaspete, în niciun caz congelate. Novac afumat, care vine ca un tartar, ceapă marinată, iar în partea de sus avem un sweet and sour sauce. Vă spun foarte sigur că abia mai pot vorbi, salivez de poftă, e minunată. Sper că în maxim o săptămână să o aveți și dumneavoastră în meniu și să vă puteți bucura așa cum noi am făcut-o acum când au fost create. E o prezentare avangardistă, o zonă în care a fost dus peștele superbă. Da, este superbă. E o prezentare fix ca afară. Nu m-aș fi așteptat. Fix ca afară, pentru că un pește cu indicație geografică protejată necesită o prezentare de așa natură. Deci la toate, deci la târgurile care vor urma, că o să se termine și cu pandemia și cu toate lucrurile acestea, sunt interesante târgurile online. Dar să știți că târgul live, real, acolo se întâmplă, acolo miroși, acolo guși. Noi rămânem într-o zonă de senzorial extraordinară. Da, asta, deci asta e frumusețea, și senzorial înseamnă simțurile astea și ele și sunt ale noastre, cu asta trăim și asta ne bucură. Asta ne bucură. Noi asta ne adresăm papilelor, sufletului, omului și numai așa. Trebuie neapărat să vină lumea aici la Corabia, neapărat să se oprească. Să se oprească, este deschis restaurantul, se poate servi masa înăuntru, toate condițiile sunt foarte bune, de siguranță. E un ambient extraordinar de frumos și chiar dacă e zăpadă afară, ia uitați ce ne așteaptă aici. Da, dar vă așteptăm. Noi suntem mândri, iubim Brașovul, iubim Brașovul, că suntem parteneri Doripesco și le mulțumim pe această cale în continuare și dorim o viață lungă, cum se spune, și cât mai multe proiecte și realizări, cum le doriți și cum le visați dumneavoastră. O să vă las să mai spuneți câteva cuvinte, dacă vă rog frumos, doamnă Alexandra. Cu siguranță povestea Doripesco o ducem de la zi la zi mai departe. Uneori noi colegii mai și glumim în companie, spunem tot timpul: hai să nu-l mai lăsăm pe Dorin să doarmă, pentru că el ce noaptea visează ne pune pe noi a doua zi să dezvoltăm. Dar așa este, este un vizionar, este născut să creeze și e foarte norocos să aibă alături de el o echipă minunată care ajută și continuă ideea și dezvoltă mai departe. Pe același drum mai avem un restaurant pescăresc, se numește Casa Păstrăvarului. Abia acum am finalizat în martie acel proiect. Este minunat, vă invit cu drag să intrați și acolo. E adevărat că am avut o vară cu toții, cu ușile închise, dar deja lucrurile reintră normal și la 9 km de acest restaurant, spre Sighișoara. Deci, dacă sunteți curioși, vă rugăm frumos, Casa Păstrăvarului. Casa Păstrăvarului. Perfect. Doamna Carmen, așa, sper să nu se supere doamna Rusandra. Nu, doamne. Am zis că veți fi pe inovații. Aveți ceva în plan pe viitor să ne mai delectați papilele gustative? În afară, să știți că zona de inovație e întotdeauna foarte interesantă și foarte importantă, dar foarte greu de realizat, pentru că dintr-o prezentare de 10 produse, dacă reușește unul sau două, e un lucru foarte relevant.
v-am spus, nu vreau să spun foarte, foarte multe lucruri pentru că nouă ne plac surprizele. Dar Dori Pesco asta pregătește, vă spun, e de avangardă pentru tot ce înseamnă în piața de pește acum. Dar aș vrea să mai spun un singur lucru despre echipa de la Dori Pesco. Chiar am văzut un lucru minunat ieri în fabrică și chiar vreau așa să le dau, că feedback-ul bun se uită de obicei. Știți, numai ce rău toată lumea îți spune, dar trebuie și zona aceasta de ce se întâmplă bine. Am văzut niște oameni veseli, era vineri la prânz, eu o necunoscută venită și hai să facem, hai să dregem lucruri. Extraordinar, toată lumea imediat a venit în întâmpinarea mea. Chiar dacă am stat aproape de sfârșitul programului, ce să mai facem? Toată lumea venea în jurul atelierului, că îmi place așa de mult, au ateliere acolo. Trebuie neapărat să mergeți și în fabrică să faceți să vedeți oamenii aceia, pentru că noi aici, noi suntem niște oameni care prezentăm, dar în spatele nostru avem niște furnicuțe, niște oameni care zi de zi fac lucruri care nouă ni se par de rutină. Dar să știți că nu e o rutină, că e o rutină bună a fabricilor, dar în fabrică în fiecare zi se întâmplă ceva. Cum la fel și în restaurant apare o necunoscută, ceva, și oamenii aceștia reacționează și își fac treaba. Dar ieri m-au emoționat cât de voioși erau, cât de veseli și cum toată lumea era extrem de curioasă să guste. Este, să știți, pentru un creator, momentul acela când un om gustă, că noi gustăm în fabrică cu degetul, așa, să știți, nu ne punem cu toate, asta e frumusețea fabricilor și puțină lume recunoaște în fața camerelor lucrul acesta. Și îi vedeai. Deci oamenii, când ajungi la gustul omului simplu și el le zice: dom'le, dar chiar e bun, știi sigur că vei avea o reușită. Deci asta e o familie. Nu e o chestiune numai așa, cum spune doamna Ruxandra, și că legată de Dorin, de șeful. Pentru că întotdeauna vedeți, bărbații sunt șefi, dar femeile fac cea mai bună execuție în principiu. Și în fabrică mulți bărbați, dar și foarte multe femei. Apreciez extraordinar de mult efortul lor. Efortul oamenilor ne face ca noi să fim astăzi aici, să vă prezentăm lucrurile acestea. E o emoție extraordinară să-i vezi muncind. Și asta se întâmplă, v-am spus, zi de zi, ca pe rafturi. Consumatorii noștri, oamenii, să găsească toate aceste produse în siguranță, bune și mereu, zi de zi. Chiar sunt niște minunății și chiar vrem să ne promovăm, pentru că vrem să ne promovăm pe noi românii. Vrem ca noi românii să ajungem să mâncăm și să gândim de 5 stele, să înțelegem ceea ce înseamnă viața și ce înseamnă să te simți bine și să fii tratat ca un rege. De ce nu? Trebuie să fim parte de aceste momente, că deja sunt mai emoționată eu. Așa că, dragi telespectatori, suntem la Corabia. Nu ezitați să veniți la acest restaurant, pentru că cu siguranță veți avea și vă veți delecta papilele gustative cu tot felul de mâncăruri deosebite. Vă mulțumim frumos, doamnă Ruxandra. Cu toată dragostea. Am avut emisiune chiar emoționată astăzi. M-am gândit ce înseamnă să fiu prințesă și chiar sunt prințesă astăzi. Și mă și simt. Pentru asemenea borcane și poate lumea să zică că o e razna, că am o sensibilitate deosebită pentru oamenii care stau în spate. Mă scuzați, e prima oară când mi se întâmplă. Dar numai cu ei poți face acest lucru. Vă mulțumim. Grupul din Brașovul este alături de oamenii noștri, de oamenii Brașovului și de cine, de oamenii României. Asta vrem să facem. Asta vrem să vă arătăm. Doamna, încă o ultimă întrebare astăzi, chiar dacă puțin exagerez, vreau să vă întreb, de ce iubiți Brașovul, doamna? Și doamna Galvea, la fel, vreau să da. Eu iubesc pur și simplu România și să știți că mi-am dat seama cât de mult o iubesc abia când am plecat din România și am locuit în Texas, în Dallas, 7 ani de zile.
Nu m-am dus în acei ani absolut niciodată, nicăieri. Toate concediile pe care le aveam, preferam să vin acasă în România. Mi-era foarte, foarte, foarte dor. Preferam să-mi văd familia. Iar când intram în satul meu natal, evident că plângeam. Iar când treceam pe la Bușteni și vedeam frumusețea aceea, munții, mi-am dat seama, de fapt, că până atunci parcă nici nu o văzusem. Și uneori trebuie să pierzi ceva ca să realizezi cât înseamnă pentru tine. Deși poate mi-e un pic jenă să recunosc, abia în America am învățat să ascult altfel muzică românească. Până atunci poate că ascultam muzică românească, dar nu neapărat muzică populară. Ei, acolo te izbește un dor încât dintr-o dată am devenit poate de 10 ori mai patriotă decât eram înainte. Am promis familiei să mă întorc acasă și acum sunt de 14 ani alături. Nu am regretat nicio secundă, am sufletul plin de bucurie fiind alături de ei și cred că absolut nicio sumă de pe fața pământului nu poate compensa cu faptul că pot să fii alături de familie și să vă bucurați unii de alții în momentul în care îi ai și îi ai așa uniți și prieteni, nu numai familie, cum suntem noi. Foarte frumos, vă mulțumesc, doamna Carmen, vă rog. Eu sunt moldoveancă, dar am avut oportunitatea așa de a lucra cu oameni minunați la Brașov. Am prieteni foarte buni în zonă, dar am și lucrat 2 ani de zile la Sinaia, la fabrica de salam de Sibiu. Și mi-e tare drag, e un loc așa, cred că într-o viață anterioară o fi fost pe aici. Am eu feeling-ul ăsta. Iar am rămas extraordinar de impresionată de povestea Ruxandrei. Ea mi-a spus așa un lucru, mă lași să spun aici. Când ne-am întâlnit cu oamenii așa, cu oamenii buni, ai niște conexiuni uluitoare. Și când ne-am întâlnit, mi-a povestit așa cum ea a lucrat în Statele Unite și cum a venit ea de acolo, dintr-o lume așa de fascinantă. Și când vine la servici, trebuie să stea să aștepte la una dintre bariere, pe acolo trec și vacile. Știți? Și cum? Deci a fost așa, a fost așa o secvență. Nu pot, dacă aș face un film, serios, că asta ar fi una dintre secvențele extraordinar de interesante, pentru că o vedeți, ea e o femeie sofisticată, frumoasă, deșteaptă. Carmen. Și îmi place că pot să fiu în sfera familiei ei, familia extinsă. Și pentru că sunt în viața ei așa, înseamnă pentru mine foarte mult, iar povestea ei m-a impresionat și m-a adus într-un fel într-o conexiune, că eu am venit de la Bacău la Sinaia, dar seamănă undeva, poveștile ele se întâlnesc. Brașovul e minunat, nu că suntem aici, dar este un loc de poveste, toată lumea vrea să vină la Brașov. E normal. Are istorie, iată că are și atâta gust. Iar dumneavoastră faceți poveștile Brașovului să fie mai frumoase, ceea ce este extraordinar, extraordinar. Doamnelor, vă mulțumesc frumos. O să mai revenim cu emisiuni, vă anunțăm de acum ca să știți, să vă informăm despre ceea ce înseamnă Dori Pescu și nu numai, despre povești de viață și despre noi. Brașoveni și nu numai brașoveni, dar despre noi oamenii. Mulțumim frumos! Privim Brașovul!